Asociație Instructorii Unica Sport îți vor oferi câteva sfaturi despre alimentația în timpul și după procesul de slăbire. Este important, atunci când vrei să scapi de kilogramele în plus, să cunoști câteva reguli esențiale. În primul rând, energia sau caloriile din mâncare provin din trei mari substanțe organice: proteine, lipide și carbohidrați. Lipidele sau grăsimile au un rol complex în organism, mențin constantă temperatura corpului și furnizează acizi grași esențiali, cu ajutorul cărora sunt sintetizați hormonii. Excluderea lor din alimentație aduce un prejudiciu major sănătății. Grăsimile se găsesc în carne roșie, ouă, lapte, uleiurile de floarea soarelor, cocos, arahidie, pește. Noi trebuie să evităm grăsimile din uleiurile de floarea soarelor în cantități mari și, desigur, grăsimile din carne de porc. Da? Însă, dacă noi nu avem ulei de măsline la moment, putem să punem o linguriță de ulei de floarea soarelui. Cel mai recomandat este să mâncăm grăsimile din uleiurile de măsline, de arahide și pește și semințe. Și neapărat să fie combinată cu salatele, cu glucidele. Carbohidrații sau glucidele sunt necesari pentru o bună funcționare a organismului. Ei sunt principala sursă de energie. O masă fără glucide este o masă necorespunzătoare a organismului. Glucidele se împart tot în glucide bune, adică aceleași carbohidrați, și în glucide rele. Glucidele bune sunt în fructe și legume proaspete, glucidele rele sunt în pâine. Glucidele, adică carbohidrații, trebuie să constituie 50% din masa noastră de zi cu zi. Cartofii, porumbul, mazărea, fasole, la fel sunt glucide, însă ele trebuie combinate cu salatele, cu verzăturile. 50% din alimentația noastră zilnică trebuie să constituie glucidele. Fibrele se găsesc în pâinea neagră, cereale, se găsesc în ovăz, adică toate terciurile. Trebuie de consumat. O femeie are nevoie de 30 de grame de fibre pe zi și un bărbat 40 de grame de fibre. Cel mai bine este de consumat fibrele dimineața. Proteinele au în principal un rol structural în construcția celulelor, a țesuturilor și a tuturor organelor. Ele sunt elemente cheie în creșterea, dezvoltarea și refacerea țesutului muscular. Proteinele luăm din ouă, pește, lapte, carne. Neapărat proteinele trebuie să fie combinate la fel cu glucidele, cu glucidele bune. Pentru a slăbi, noi avem nevoie de proteine, însă trebuie să le alegem corect. Da? Cel mai bine este să alegem carne de curcan, carne de pui, fiindcă sunt slabe în grăsimi și conțin la fel proteine bune. Și deja lactatele degresate, cantitatea de proteină zilnică este de 1 gram de proteină mulțită cu 1 kilogram din greutatea corpului, însă nu trebuie să mâncăm mai puțin de 40 de grame de proteină pe zi. Da, este strașnic pentru mine. Ce să zic la proteine? Ce tot în ce se constă? Jestea asta e. Asta parcă... Da. Gata? Da. Nu mai vreau să mai spun că nu mă pot aduna. Dacă să mă bâlbi, mai faci o dată. Bine? Hai să te uiți, că azi nu mă sunt aiure. Mă sunt tare aiure. Nu mă sunt, știi, parcă sunt butoi. Voi să tăiesc, da? Da.